În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci, din mila Preasfintei Treimi, iată că am intrat în anotimpul de toamnă. Ne aflăm în luna septembrie. Afară de faptul că am început școala și de acum trebuie să avem grijă să facem lecții cu cei mici, trebuie să avem în continuare grijă și de ceea ce numim noi sănătate. Așa că o măscuță după voi și un metru distanță sau spălatul pe mâini, nu-i chiar decret de stat, ci e o regulă care te ferește de orice ispită și te așează în rândul oamenilor sănătoși. Cred că ar să trebuiască să vă spun două lucruri simple. Dacă ați fost atenți, am petrecut împreună două sărbători frumoase. Ioachim și Ana, modelul absolut de femeie și de bărbat creștin, care a dat lumii cel mai frumos rod. Pe Maica Domnului, Mântuitoarea Lumii. Femeie, tu vei zdrobi capul șarpelui. Și în același timp am sărbătorit nașterea Maicii Domnului, care ați fost toți la biserică, la praznicul împărătesc și la slujba în sine a Sfintei Liturghii, cei care v-ați împărtășit, când Dumnezeu din cer i-a spus lui Ioachim la rugăciune: Ioachime, Ioachime, rugăciunea ta a ajuns la Dumnezeu. Veți avea o pruncă. Ano, ano, rugăciunea ta a străbătut cerul, a ajuns la Dumnezeu și vei avea rod pântecelui. Și atunci și Ana și Ioachim au spus același lucru. Orice ne-ar da Dumnezeu, vom da bisericii. Acum, oprindu-mă la acest lucru simplu, vreau să intrăm la o singură idee frumoasă. Am fi... Lasă că e frumos, așa. Am fi în măsură noi din rodul pântecelui nostru să putem da ceva bisericii? Am fi în măsură copilul care se naște, fata care se naște, nepotul care se naște, finuțul care se naște și orice altă făptură, pe neam, pe spiță, de la copii, de la fete, de la nepoți și de la noi înșine, să-i putem da bisericii prin ce? Nu prin închinarea la templu definitiv, pentru că nu trăim în legea cea veche a Vechiului Testament, dar prin închinarea în numele Sfintei Treimi a Sfântului Botez, educându-i și crescându-i, în primul și în primul rând, în dragostea de Dumnezeu. Mereu se pune accentul și se spune că a crede sau a fi credincios este un act de slăbiciune sau de lipsă de ocupație. A fi credincios sau a fi plăcut lui Dumnezeu este un act pentru oamenii simpli și lipsiți de inteligența superioară, lipsiți de gândirea înaltă, de cultura și intelectualitatea depășită. Nu este adevărat. Cei mai mari savanți ai lumii au fost oameni credincioși. Cele mai mari genii au avut contactul cu Dumnezeu. Și cei mai mari și mai ilustri oameni, cele mai înalte personalități ale societății, chiar dacă nu s-au bătut cu pumnul în piept, au fost oameni care l-au iubit și au crezut în Dumnezeu. Să nu ne gândim decât la ceea ce spune, cred că, Isaac Newton, dacă lui o fi aparținând. Nimic nu mă impresionează mai mult decât cerul înstelat și glasul conștiinței mele. Deci, în momentul când ne luăm după psalmistul David, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria, tot ce ne înconjoară și primim ca dar este de la Dumnezeu. Și așa a spus și Domnul: al meu este cerul, al meu este pământul, al mele sunt dobitoacele țarinii, frumusețea țarinii cu mine este. Adu-i Domnului roada buzelor tale și va fi o jertfă bine primită. Iată, Ioachim și Ana reușesc să demonstreze lumii că din simplitatea bătrâneții, din simplitatea stârpiciunii,
din simplitatea credinței și a păstrării cu evlavie a rânduielilor Vechiului Testament, a Dumnezeului lui Israel, păzirea decalogului și a celor 10 porunci cu toată strictețea, le-a adus la bătrânețe cel mai mare dar, așa cum spune și Fecioara Maria, mi-a făcut mie mărire cel puternic, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Și dumneavoastră puteți fi fericiți în veci după cele două spuse ale Mântuitorului Iisus Hristos, care accentuează în mod deosebit și ne spune: fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și o să ziceți, dar de ce numai cei ce ascultă lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că sunt oameni surzi la cuvântul lui Dumnezeu. Au urechile astupate și ochii ținut să nu-l cunoască, spune Evanghelistul Matei, ca nu cumva venind Dumnezeu să-i mântuiască sau vorbindu-le să-i mântuiască. Deci mai bine stă omul și zace în păcat sau în nepăsare decât să se străduiască, să stea în lucrarea duhovnicească și să fie prieten cu Dumnezeu. Să știți că actul de credință la omul credincios este asemenea unui parfum pe care îl are o floare. Dacă ai intrat în grădină și ți-a plăcut cum miroase un trandafir, te apleci asupra lui, îl miroși, îl mângâi și îl drăgălășești. Așa face Dumnezeu cu omul credincios. Dacă te-ai apropiat de un crin care miroase frumos și ți-a plăcut parfumul lui, vorbești despre el, e extraordinar, uite un bobocit, miroase, mi-e așa de drag, țin la el, îi pui un băț, îl legi să nu-l rupă vântul, ai grijă să-l îngrijești. Ei, așa face și Dumnezeu cu cei credincioși. Îi îngrijește și îi iubește. Debusolarea și toată dezordinea socială pe care noi o vedem în jurul nostru, cu toate încercările de orice fel, cu toate ispitele de orice fel, cu toate dezordinele de orice fel, indiferent că sunt de natură politică, morală, imorală, socială, administrativă, arată că omul se departe tot mai mult cu pași repezi de Dumnezeu și atunci când se creează haosul și dezordinea, urmează anarhia și păcatul, iar după anarhie și păcat nu poate veni decât suferința, moartea, durerea, scârba, lipsa, teama, frica, neîncrederea și omul se transformă ușor din mărgăritar duhovnicesc, ceea ce este el de fapt prin puterea botezului, prin puterea Euharistiei, prin omul făcător de pace, pentru că așa spune Mântuitorul, fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Dacă ne uităm în jurul nostru, toată lumea îndeamnă la ce? La gălăgie. Să ne agităm, să facem urât, să ne manifestăm, să ieșim din matcă, nu ajută la nimic. Tocmai modul acesta sălbatic de manifestare, care nu are nimic comun în el cu legea lui Dumnezeu, ăsta arată că noi nu mai credem absolut deloc în Dumnezeu și am avut o discuție cu cineva care mi-a spus așa: părinte, cititul psaltirii e o poveste, liturghia e o poveste, pravila e o poveste, rugăciunea e o poveste, acatistile sunt o poveste și credința e o poveste. Dumneavoastră vedeți că țara asta îți duce în cap? Și am spus da. Dar vreau să întreb câți din țara asta s-au pus vreodată în genunchi să spun așa: astăzi citesc o psaltire pentru binele țării. Astăzi fac un acatist pentru liniștea comunii în care locuiesc. Astăzi fac un paraclis pentru toți dușmanii credinței. Astăzi citesc un acatist pentru cei bolnavi din spital. Sau pentru oricine. Nu există așa ceva. Deci sunt foarte mulți oameni care poate n-au spus în viața lor un Tatăl Nostru. Și atunci sigur că toate acestea se răsfrâng asupra noastră, pentru că în general imaginea credinței sau imaginea Duhului Sfânt despre ceea ce înseamnă Dumnezeu se limitează doar la câteva puerilități din astea. L-am repetat-o, e și obositoare, dar trebuie spusă, pentru că alții cred că se ascunde ceva supreș. Că preotul e lacom, tu roagă-te fără bani. La tine acasă nu-ți ceri nimeni bani ca să te rogi. Că preotul e zgârcit. Fii tu milostiv. Eu am întrebat odată pe cineva: bă, tu ai dat 5 lei în viața ta cuiva? Ești atât de preocupat cât de zgârcit e preotul? Nu. Pentru că până nu ești tu jigodi, nu-i vezi pe alții jigodi.
Până nu ești tu ticălos, nu-i vezi pe alții ticăloși. Până nu ești tu stricat, nu-i vezi pe alții stricați. Deci, dacă tu ai avea ochiul frumos, lăuntric, și ai avea ochiul curat, așa spune Scriptura, cel curat, toate le vede curate. Cel spurcat, toate le vede spurcate. Omul cel bun întotdeauna scoate numai cei buni din visteria inimii sale, iar omul cel rău scoate întotdeauna cei rău din visteria inimii sale. Și atunci, evident, că Chiril al Alexandriei ne spune, cu vorba bună dintr-un om rău poți face un om bun și cu vorba rea dintr-un om bun poți face un om rău. Deci noi trebuie să punem accentul în primul rând pe acel cuvânt care zidește. Cuvântul care nu zidește se numește cuvânt deșert și vom da pentru el socoteală la vremea și la timpul cuvenit. Deci noi trebuie să arătăm, că cuvintele noastre au în ele urmă de Duh Sfânt. Dacă îi spui la un om la necaz, Doamne ajută. Dacă îi spui la un om, ai nădejde. Dacă îi spui la un om, ai curaj. Dacă îi spui la un om, las că o să fie bine. Dacă îi spui la un om, las că trece și asta. Dacă îi spui la un om, hai să ne rugăm. Deja ai făcut jumătate din lucrarea duhovnicească care pe el îl duce la bine. Dacă vii și lei cu pesimismul și începi să spui, da, totul se dărâmă, totul se distruge, totul e în haos, totul e nenorocire. Nu știi tu treaba asta, e în mâna lui Dumnezeu. Fără mâna lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, nici perii capului vostru nu se mișcă din cap, pentru că și aceia sunt numărați de Domnul Dumnezeu. Pare o glumă, da? Frizerul taie cu miile când te frizează. Tu nu știi cât e. Dumnezeu știe cât e fire de păr o picat din cap. Deci, singura nădejde și ieșire din orice colaps, că e de natură materială, este munca și rugăciunea, Apostolul Pavel muncește și te roagă, singurul colaps sufletesc iese prin rugăciune, sufletul întristat, spune acolo, după Dumnezeu, găsește lumina raiului, sufletul întristat pentru neputințe și mofturi și fițe, să tulbură și mai adânc și să îngroapă în întunericul necredinței, și orice colaps social sau politic, tot printr-o serioasă rugăciune se poate îndrepta și tot printr-o voință umană. Noi avem două feluri de arme. Avem arma minții, care ne pune să discernem, avem arma rațiunii, care ne pune să înțelegem, avem arma cuvântului, care ne pune să vorbim ce trebuie vorbit, și avem arma discernerii, cea mai înaltă armă, care ne dă posibilitatea să știm când pedepsim sau când facem dreptate. Că m-a întrebat într-o zi o doamnă, simplu, părinte, eu cu cine să votez? Cu Dumnezeu, Doamne, că ăla nu te înșală niciodată. Îți dă zilele sau ți-a zilele, îți dă mâncare sau ți-a mâncarea, îți dă sănătate sau ți-a sănătatea, ăla nu te înșală. Cum îl rogi, așa primești. Și o zis, da, dar pământește? Nu știu, zi o rugăciune și tu cu ștampila în mână și ce te-a tăiat capul, aia e ștampila. De ce? Pentru că în momentul când te rogi, este imposibil, spunând un tatăl nostru în cabina votului, să nu te lumineze Dumnezeu cum să pui tu ștampila aia, ne ținând cont de poveștile electorale care de 30 de ani sunt aceleași, cred că ar fi prea copii să nu le înțelegeți sau să nu le percepeți, și ținând cont de aceleași minciuni repetabile și repetabile și repetabile, care în spatele lor n-au decât utopie, umor și iluzie. Pentru că, în realitate, pensia ta, cum o chivernisești, așa-ți ajunge, salariul tău, cum îl chivernisești, așa-ți ajunge, gospodăria ta, cum o chivernisești, așa-ți ajunge, sănătatea, cum o păstrezi, așa o ai, liniștea familiei, cum o păstrezi, așa o ai, copiii, cum îi educi, așa îi ai, munca în grădină, cum ți-o faci, aceea culegi, florile de pe cerdacul casei care le îngrijești, cum le uzi, așa le ai de frumoase, hainele, cum le speli, atât de curate le ai, și viața, cât ți-o faci de veselă și de liniștită, la fel de blândă și de bună ai. Te-ai sculat dimineața, te-ai împăcat cu Dumnezeu printr-o rugăciune, ți-ai luat cărticica de rugăciune, i-ai spus acolo ce ai crezut tu că vrea el să audă, te împaci cu ideea că i-ai spus tot ce crezi că te frământă, și apoi guși ceva, îți bei cafeaua, îți faci serviciu,
te gândești la copii, te gândești la familie, te gândești la ale tale. Și când vine seara, te culci liniștit, fără a sta 8 ore cu nasul în mass media și ascultând aceleași minciuni intoxicabile care nu se vor termina niciodată, pentru că dacă n-ar fi dependență de ele, omul n-ar fi bolnav cronic de minciună și de vorbă de șarte, și dacă n-am fi dependenți de ele, nu ne-am plânge. Acum 50 de ani, erau două televizoare într-un sat. Avea poate profesorul, directorul, primarul, polițistul, doctorul, cineva care era mai înstărit. Și îmi amintesc, prin anii 75, că cel mai lung program la televizor a fost un film cu Ștefan cel Mare, pe care l-am văzut la o rudă, că avea televizor. Ei, și era ceva nemaipomenit. Și cu asta s-a terminat uitatul la televizor. Dacă când stai de dimineață până seara și asculți aceleași minciuni și... Era o istorioară. Cineva vroia să bage o vrajbă și a întrebat. Și cum am putea noi face lumea să creadă? Simplu. Repetați zi și noapte același lucru până ce lumea va sfârși în a crede. Ia încercați să vedeți în jurul dumneavoastră dacă toate informațiile toxice nu sunt cumva repetate zilnic până dumneavoastră o să începeți a crede. Așa ne îmbolnăvim de scenarită, așa ne îmbolnăvim de minciună, așa ne îmbolnăvim de zvonistică, așa ne îmbolnăvim de răspândăceală, că doar ce auzi spui la altul, de drag ce am auzit la televizor. Dar dacă ai citit o carte bună, cum erau cândva bibliotecile, dacă ai împletit ceva, dacă ai croșetat ceva, dacă ți-ai face un zarzavat bun, dacă ți-ai face un covoraș frumos, un goblen frumos, atunci sigur că viața omului devine la fel de liniștită ca obiectul muncii lui. V-am spus lucrul ăsta ca să vă dezintoxic, așa în sinea mea, de orice idei, de orice fel, care circulă și în stânga și în dreapta, și să înțelegeți că atunci când te refugiezi într-o carte, sau într-o psaltire, sau într-o carte de rugăciuni, sau într-un lucru practic, sufletul tău se liniștește. Mântuitorul ne-a dat două replici cu care vreau să închei. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și aveți odihnă sufletelor voastre și iarăși le spune cu toată tonalitatea și bunătatea, luați jugul meu că este bun și povara mea ușoară este. Adică faceți ceea ce vă spune El, zice Maica Domnului. Nimic în plus. Faceți ceea ce vă spune El și atunci vom avea și liniște. Amin.